are vreo legătură cu votul, creșterea asta? Oameni, unii oameni fac tot soiul de teorii. Doamna Gabrielescu, păi o să ne răspundem poi mâine. Salut și pe domnul Radu Cristescu, Partidul Social Democrat. Doamna Gabrielescu, cum comentați această cifră și ce se va întâmpla mâine? Doamna Dumitrescu, să spunem adevărul. Suntem totuși la ora 19 aproximativ și 10 minute la un post cu audiență foarte mare cum este Antena 3 și românilor trebuie să le spunem adevărul. Și marea majoritate a românilor stau foarte bine la logică. Ia gândiți-vă dumneavoastră vis-a-vis de răspunsul pe care ar trebui să ne-l dea astăzi domnul Tătaru sau domnul premier Orban la întrebarea pe care o adresez eu. De ce nu acceptă testarea în masă? De ce pe harta României vedem o pată neagră asupra capitalei respectivului când domnul, doamna primar general Gabriela Firea se zbate de aproximativ o lună și jumătate să ia un accept pentru această testare în masă? Este logic și românii nu mai pot fi mințiți. În momentul în care faci testarea în masă, este aproape imposibil ca numărul de cei care sunt testați și numărul de probabilitatea ca ei să se mulțească prin testări să crească, deci cei care sunt pozitivi. Dar vorbeați puțin mai devreme și foarte bine ați spus. Numărul de teste care se fac la o singură persoană, logic, dacă ești pozitiv, trebuie să folosești încă 3 teste. Deci asta ce înseamnă? Că numărul pe care noi îl vedem acum pe hartă este, ca să spunem așa, nereal. Pentru că nu se referă la numărul de teste, nu persoane testate. Se referă la cele care sunt îmbolnăvite, care nu știm dacă sunt, s-a mai făcut peste 14 zile, peste încă o lună sau s-a mai dorit nu știu ce să urmărească. Dar lipsa de competitivitate a acestui și de profesionalism a acestui guvern ne duce la a plasa o hartă din care să nu înțeleagă nimeni nimic și astăzi, duminică seara, când mâine este luni și ar trebui să se deschidă mall-urile și ar trebui să se deschidă after school-urile și ar trebui să știm exact ce se întâmplă în fiecare secundă, vedem ce. Iarăși o bâlbâială. Se vehiculează stare de urgență? Nu cumva starea de urgență este deja creată în laboratoare? Nu cumva la acest lucru s-au gândit atunci când au emis ordonanța pentru starea de alertă? Bun, dragi români, eu asta vreau eu să vă sunt întreb. Convinsă că noi toți dorim să fim sănătoși, că toți ne protejăm, dar toți ne dorim să trăim într-un mediu sănătos și să avem copii sănătoși, dar să avem cu ce să-i creștem. Și banii pe care noi ar trebui să-i producem sunt produși în economia națională. Și nu avem semne că această economie națională se poate reporni. Pentru că incompetența guvernului Orban duce la lipsă de măsuri întrebarea, în acest domeniu. Întrebarea a fost pe cifră. Noi astăzi avem cea mai mare cifră de infectați, așa arată datele oficiale, de la instalarea stării de alertă. În timp ce de mâine încolo în Parlament ar trebui să se voteze cumva prelungirea stării de alertă. Îl întreb pe domnul Cristescu ce părere are despre această cifră de astăzi. 320 de noi infectați la 7925 de teste efectuate.